Un copil are nevoie de ajutor pentru lumina ochilor. Suferă de o boală genetică, dar care poate fi corectată printr-o operație. Primăria i-a acordat un ajutor social la solicitarea părinților. Și patru băieți îl chinuiau pe bietul Crozi. Se numește Alexandru, are 11 ani și îi place foarte mult să citească. O face cu dificultate, pentru că suferă de o boală rară la ochi. Vederea poate fi corectată însă cu o pereche de ochelari, dar părinții nu au bani să-i cumpere. Nu este vorba despre o avere, ci de câteva sute de lei, dar care înseamnă foarte mult când nu îi ai. Părinții nu sunt salariați, trăiesc de pe o zi pe alta din alocația de la stat împreună cu cei doi copii. Cum vă descurcați cu creșterea copiilor? Mai greu, la posibilitatea care este mai greu. Banii sunt puțini, munca mai ieftin de iarnă la câmp nu este, vara e cât de cât mai ușor, e altfel. Dar iarna... Am văzut că nu aveți nici curent electric. Păi nu este curent electric, nu avem, că nu avem acte, nu sunt actele în general. Cum ați ajuns să locuiți aici? Cu ajutorul domnului primar s-a făcut o ajutor de urgență, regim de urgență, când a fost cu inundațiile, următorul an, și nu a făcut casa. Chiar dacă este greu, Alex, cum îi spun apropiații, învață foarte bine. Este printre cei mai buni elevi din clasa a patra la școala generală din Lunga Pașcani. Face eforturi foarte mari să distingă literele și cifrele, dar asta nu îl împiedică să aibă dragoste de carte. Cel care nu are un braț, îl provocau împingându-l. Îți mai ajut frații mai mici? Mhm. Pe Mihai l-ajut. Florentina n-am lăsat, fiindcă el la pregătoare și nu le dă timp. Și pe Mihai la ce l-ajuți? La probleme, la exerciții care sunt mai grele pentru el. Ce note e la școală? De la B în sus. Bine, mai aș putea să... Ai mai avut o pereche de ochelari, așa am înțeles? Da, dar i-am dat rupt. I-am așa cum. S-a rupt. S-a rupt o toartă de la ei. Și cum te descurci acum cu cititul? Bineșor. De sărbători, părinții i-au promis că îl va ajuta să vadă mai bine, că îi va cumpăra o pereche de ochelari. S-au hotărât să ceară ajutorul primarului, consăteanul lor. Astăzi au venit la audiențe pentru un ajutor social. Numică le-a fost surpriza ca cererea lor să fie aprobată imediat. Au primit 500 de lei, suficient pentru o pereche de ochelari care să redea strălucirea ochilor lui Alexandru. Mai grav este faptul că în locuință nu au nici curent electric. Învață doar ziua, pentru că seara, la lumina lumânărilor, văd foarte greu. Când îți faci tu temele? Ziua. De ce numai ziua? Fiindcă avem lumină și noaptea nu putem scrum la lumânări. Povestea poate merge mai departe cu ajutorul dumneavoastră. Pentru a se vindeca definitiv, copilul trebuie să facă o operație la ochi. Nu costă mult, aproximativ 2000 de euro, bani pe care familia Kovaliov din Lunga Pașcani nu are de unde să-i strângă în viitorul apropiat. Cine dorește să-i ajute poate suna la numărul de telefon 0740809154. Menționăm că la audiențele de astăzi s-au înscris circa 20 de persoane, majoritatea pentru a obține ajutoare sociale de urgență.